Hello! După cum vedeți, sunt mult mai pregătită de data asta. Am ținut cont de feedback-ul vostru. Vă mulțumesc pe această cale. L-am rugat pe Vlăduț de la emisiune, m-a ajutat cu această bonetă. Am prins părul, mi-am pus shorts. So, eu zic să ne apucăm de fit pentru că gospodina strikes again! Da, exact. Primesc foarte, foarte des întrebarea: mi-e super, super poftă de dulce, ce fac? Și mie mi-e poftă de dulce. Și bineînțeles, și mie îmi place ciocolata, așadar, cred că cel mai bine ar fi să facem o rețetă cu ciocolată și este vorba de o Nutella de casă. Doar că partea bună este că ce o să gătim noi acum o să dureze doar 2 minuțele, da? Este super sănătos și în plus pentru 100 de grame din ce o să facem aici avem 140 de calorii față de Nutella din comerț care are până la 500 de calorii, așadar tu alegi. Este super simplu, cum am zis, nu trebuie decât să avem așa, un avocado și o să vă repet acum și numărul de calorii, poate nu vă dădeați seama cât are chichineața asta mică de avocado. Vă spun eu, aproape 300 de calorii, da? Deci dacă obișnuiți să-l mâncați la micul dejun, ar fi indicat doar jumătate, da? Seara eu prefer să nu-l consum. Așadar, avem un avocado, o să-l punem aici. O să-l trecem prin blender și o să vedeți că mai mult de 2 minute nu ne ia. Așa. Sunt contra cronometru pentru că nu vreau să vă dezinformez, da? Dacă mai fac gafe și în sala asta, poate ce e normal. Asta e personajul, cum spunea. Să scoți și sângurele astea. Ce spunea? 300 de calorii, așa ceva. Da, ai fi zis, nu? Îl pui și dimineața, îl pui și seara, și în salată, până în avocado acolo, e ok. Și când tu ai de mâncat 1400 de calorii, mai de aici ți-ai luat 300. Așadar, ăsta este primul ingredient, avocado. Apoi, două lingurițe de iaurt, pentru că vreau să fie mai fresh. Folosesc toată asta. Două lingurițe, ca asta a mea, adică aproape 60 de calorii. Apoi, le știți și vă plac și, bineînțeles, mai primesc poze cu câte 5, 6, așa de gustare, sunt fructe. Într-adevăr, sunt super, super bune, numai că o gurmală care are 24 de grame, 30 de grame, să zic, are 70 de calorii. Așadar, eu zic că este suficient să punem doar una, da? O să scot sângurele. Asta e să fie mai dulce un pic. Și, bineînțeles, cacao. Și asta are calul. Ce crezi? Ce crezi? O să punem, să zic, tot așa, o lingură. 10 grame. Sau! Gospodină! Gospodină! Come on! Am pus tot? Asta e tot? Și acum ce credeți? Doar pun blenderul aici. Am mai făcut una mai devreme. Yummy! Hai să vedem. Deci știți cum miroase? Zici că e umplutura aia de la cozonac. Atât de bine. Sfatul meu este să vă luați un borcan. Eu chiar le păstrez pe astea de la iaurțel. Și să-l puneți preparatul direct în borcan pentru că având avocado se oxidează, o să schimbe culoarea și cred că e cel mai bine să-l păstrăm așa în frigider. Să arate fix ca în pep, cum ziceam. Să vedem. Dacă vreți să fie mai gustos, puteți pune și o căpșunică așa pe deasupra. Da? Și ăsta este marele de tot. Seamănă așa la gustul de budincă, dar cum v-am spus, mă repet, ce alegi? 100 de grame de Nutella, 500 de calorii, sau bunătatea asta, 100 de grame cu 140 de calorii. So, este super bună, super gustoasă. Sfatul meu este să nu o termin pe toată. Așadar, pune capacul, pune la frigider și când ai poftă de dulce, iei câte o linguriță și ești happy, happy, joy, joy. Te pup cu drag!